Cristian, ce ai, mă, băiatule? Am fost la mare, știi, acum. Și primesc un mesaj, știi? De la Ștefania. Zice, Cristi, așa, gen disperat. Cristi, dă-mi numărul, te rog, s-a întâmplat ceva, sună-mă, nu știu. Dar asta te-a tras pe tine oarecum într-o capcană. E un pic cu sucoața albă. Nu știu unde a dormit Ștefania. Nu știu unde ai dormit tu. Eu am dormit în mangale. O crede cineva? Nu știu, mi se pare puțin ciudat că fix ea a pierdut trenul. Puteai să suni pe altcineva, pe maică-ta sau pe cineva, să rezolvi situația altfel, nu să-l suni pe Cristi, pentru că dacă Cristi nu era la mare, pe cine suni? S-a întâmplat. Vom vedea, Cristian. Cum e Ștefania? Apropo că o acuzai pe Iolanda, că v-a mințit în față. Cum e? Cum se simt fetele? Trebuie să fim corecți. Din moment ce am aplicat niște reguli pentru Iolanda și Mihai, acum voi de ce să fiți scuzați?